Așa cum au prezis astrologii, anul 2017 va fi unul plin de provocări și nu s-au înșelat. Comparativ cu alți ani, gerul bobotezei a fost mult mai aspru, meteorologii emițând un cod roșu de viscol, iar căderile abundente de ninsoare au dat de furcă drumarilor. Inevitabil, subiectul primei ediții a emisiunii Radiografia Zilei din această săptămână a vizat activitatea derulată de echipele de intervenție ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, iar discuția a purtat-o cu directorul regiei, Lucian Lungoci. Cum a fost prima confruntare cu nămeții, viscolul și gerul, am aflat chiar de la invitat. În primul rând trebuie menționat faptul că nu ne-am confruntat cu o situație normală. Nu e un test normal, un prim test normal. A fost un vârf de cantitate de precipitații, de ninsoare și de vânt, un vârf care nu a mai fost atins în ultimii 5-6 ani. Din păcate, natura ne rezervă și astfel de surprize. Iarna să ne ducă câte un vârf de cod roșu pentru 24-36 de ore, care practic paralizează tot. Inițial s-a început, din momentul emiterii codului, s-a încercat o primă jumătate de zi să se mențină starea drumurilor, fapt imposibil în jurul orei 10-11 a doua zi de când s-a emis codul roșu, datorită cantității de precipitații și de vânt, când am fost nevoiți să oprim utilajele în localități, pentru că deja am avut utilaje care le pierdeam rând pe rând, au căzut în șanț, unele chiar au fost blocate în nămeți, am făcut efortul să le scoatem, pare noastră să le punem în localități. S-a constituit Comitetul de Situații de Urgență, unde prioritatea a fost scoaterea oamenilor care rămăseseră blocați în mașini, în nămeți, pe drumuri naționale, județene, comunale, și salvarea de vieți omenești din zilele următoare. Pentru că în acel vârf de vânt și de ninsoare, da, vedem și pe imagini, în acel vârf de vânt și de ninsoare nu se mai putea interveni la zăpadă de 2 metri, de 3 metri, nu mai e niciun utilaj cu care să intervii. Foloseam utilajele doar pentru a recupera oamenii. Deși avertizările meteo au fost date din timp, nu puține au fost cei care le-au ignorat și au plecat la drum, iar motivele au fost în unele cazuri de-a dreptul incredibile. Motivele sunt stupefiante, au plecat, au rămas, o persoană a rămas împotmolită spre Megidia și după când a fost scos, e luat, întreabă, măi, omule, ce ai căutat? Mă duc la Megidia să mănânc o ciorbă, ce care e treaba voastră? Noaptea, la ora 10. Am avut caz ieri noapte, deci trecuse și vârful, trecuse și codul, drumul național era înzăpezit. O persoană cu un autoturism, știind, de 3 zile se știa ce e afară, a rămas, bineînțeles, împotmolit, a trebuit să deplasăm două utilaje la 30 de kilometri ca să scoatem o persoană dintr-o mașină, de fapt să-i tragem și mașina. Eu n-am vrut să plece din mașină, doar să-i scoatem mașina din nămeți. Nu conștientizează, sunt consumate efectiv degeaba resurse de și combustibil, umane. Și da, într-adevăr. Nu conștientizează, dar aici sunt multe de pus la punct. Vedeți, s-a făcut un apel, au fost aceste comandamente la prefectură încă din luna octombrie. S-a cerut o situație clară, exactă, cu persoanele care au nevoie de dializă. S-a cerut o situație exactă cu gravidele în luna 6, 7, 8, 9. S-au primit o parte în aceste situații. Înainte de emiterea codului s-a solicitat către primării să ducă aceste persoane cu nevoi speciale în locuri mai apropiate de către un spital. Nu s-a întâmplat absolut nimic. În intervențiile lor, echipele RAJ de pe Constanța au primit sprijin atât din partea altor instituții, cât și de la agenți privați. Ca în momente când ți este imposibil să ajungi în condițiile în care pe ieri, alaltă, ultimele 3 zile, când drumurile nu erau desfăcute, se putea ajunge la aceste persoane doar cu șenilate. Inițial am avut două șenilate ale regiei, una de la un particular, dar a folosit-o în apropierea Constanței, după care de la ISO am avut o șenilată și am mai primit ajutor din partea Ministerului Apărării Naționale, cu încă 4 șenilate în ultimele 2 zile. Dar inițial doar cu cele 3 am lucrat.
Solicitările erau, la 112 sunt foarte multe solicitări. Avei, și practic orice ambulanță care pleca trebuia să aibă ca antemergător trebuia o însoțită, mașină regie. Trebuia însoțită, da, trebuia însoțită de o mașină regie pe un drum pe care, hai să spunem că s-ar fi putut circula cât de cât, dar când aveai un drum de 20 de kilometri cu zăpadă de 2 metri, nu te putea însoți niciun utilaj sau puteai să stai în spatele lui și să faci acel drum în 5 ore cu salvarea să ajungi. Nu, și cantitatea de vânt, cantitatea de nisoare și forța vântului a fost foarte mare, ceea ce a dus la crearea de nămeți. Facem tot posibilul să ajutăm pe toată lumea, dar practic ai un... Pentru a preveni formarea sulurilor de nămeți pe drumurile județene, trebuie luate anumite măsuri, mai ales în contextul în care vântul este marea problemă a județului nostru pe timp de iarnă. Însă aici este nevoie și de aportul și înțelegerea proprietarilor de terenuri. Drumurile județene, marea majoritate, nu știu, așa au fost trasate pe hartă, sunt perpendiculare pe cele mai multe drumuri sunt perpendiculare pe direcția vântului, ceea ce face să fie acoperite de nămezi, de suluri, de zăpadă foarte repede. Și iar revenim la vechea poveste cu protejarea acestor drumuri de perdele forestiere, de liziere în trepte, cu cea mai mică treaptă către drum la 5 metri de drum, încă o treaptă mai înaltă și încă o treaptă, pe o lățime de undeva la 10-12 metri. Numai că, vedeți noastră, noi ne certăm când asfaltăm, când facem un drum și lucrăm la acostament, la origolă, avem cazuri în care ne certăm cu proprietari de terenuri agricole care ară până în limita asfaltului, pentru că așa are el cadastru. Nu sunt reglementate, nu știu, zona de siguranță a drumului, zona de protecție a drumului, nu sunt respectate. Nu ne-ar trebui în momentul de față ca proprietarii de terenuri să cedeze sau să nu să cedeze, să rămână în proprietatea lor acele terenuri, acele suprafețe de teren paralele cu drumul de 8-10 metri, să dea voie autorităților, permită, da. Nu neapărat nouă regie, autorităților, Consiliului Județean, să planteze aceste perdele forestiere care în 5-6 ani vor proteja drumurile din județul Constanța. Și nu vorbesc mai de drumurile județene, ci de drumurile naționale. Nu mai avem acei copaci, s-au tăiat foarte mult, s-au tăiat copacii de pe marginea drumului. În condițiile acestea, acum 3 zile, când 2 zile când am ieșit să desfacem drumurile, imaginați-vă zăpadă de 1 metru care acoperă uniform atât drumul cât și câmpul și nu știu unde e drumul, dacă nu mai ai acei copaci pe marginea drumului. Nu mai cum să te mai ghidezi. A, minunat, ai toate șansele să ajungi cu utilaj direct pe câmp. Direct pe câmp, în șanță, în rigolă. Noroc că oamenii care sunt pe utilajele noastre lucrează de foarte mult timp, cunosc, fiecare își cunoaște zona arealul în care lucrează și știu drumurile cu ochii închiși, chiar și noaptea. În confruntarea cu nămeții, județul Constanța a primit sprijin și din partea altor instituții din țară. Am primit și sprijin din alte localități. Sau... Ați solicitat dumneavoastră acest sprijin? A fost solicitat. Era nevoie să aveți utilaje în plus? A fost solicitat sprijinul de către Comitetul de Situații de Urgență. Ne-am întâlnit în cadrul ședințelor din prefectură, unde s-a prezentat exact situația din teren, că avem nevoie de mai multe utilaje care să acționeze simultan pe toate drumurile, atât naționale cât și județene, ca să desfacem și să refacem toate legăturile către toate orașele, cu satele, comunele din județul Constanța. Domnul președinte Horia Țuțeanu s-a implicat în mod personal, a discutat cu premierul României, a solicitat acest sprijin și în următoarea zi, din ziua respectivă și a doua zi, chiar și în seara aceasta, am primit utilaje. Vin utilaje din toată țara să ne sprijine. Sunt utilaje de mare capacitate, încărcătoare frontale, vole și freze de zăpadă. Numai cu ajutorul lor am reușit ca în două zile, o zi și jumătate, să punem la punct să desfacem drumurile, marea majoritate a drumurilor, și să nu mai avem localități care să nu mai aibă nicio legătură. Din păcate, acest prim test al iernii a demonstrat că în unele unități administrative teritoriale, parte dintre ele cu planul de intervenții în situații de urgență neîntocmit, localnicii au avut de suferit. Sunt primării
care au în dotare 1, 2, buldoi, excavatoare și pe cât posibil s-au străduit, s-au chinuit să-și elibereze drumurile cu acele utilaje, dar care nu le-au făcut față, sunt, nu știu, municipiile, orașele s-au descurcat și au eliberat drumurile, dar dacă vorbim de restul comunelor, sunt puține cazurile în care comunele s-au susținut singure. Din păcate, nu există dotări în foarte multe comune din județ. Nu știu, cred că ar fi momentul să ne trezim toți la realitate și să reducem cheltuielile. În loc să facem cheltuielile și investiții în panseluțe și beculețe, parcuri, da, wireless și alte drăcovenii prin comune, ar fi foarte indicat ca fiecare comună să aibă cel puțin două utilaje de capacitate mărită pentru a le folosi în astfel de situații. În paralel, multe localități au rămas în beznă, echipele Enel nefiind în stare să intervină în unele situații. Lipsa energiei electrice, ok, pe de-o parte 3 zile să la minus 12 grade să nu ai energie electrică într-un sat, este incredibil, nu știu cum au stat oamenii aceia în casă. Avem sate unde, comune unde încălzirea este nu neapărat la sobă, la lemne, la tradițional. Da, da. Sunt centrale cu gaz, sunt localități alimentate cu gaz care nu mai pot funcționa. Am pus la dispoziția celor de la Enel șenilatele noastre, șenilatele de la MAPN, să ducem aceste echipe să rezolve problemele. Punctele de transformare și rețelele sunt pe câmp, nu sunt la drum. Nu puteau să ajungă pe câmp decât cu șenilatele. Am constatat că odată că nu au echipe suficiente să intervină într-o situație de urgență, într-o situație critică, cum a fost de data aceasta când tot județul a fost paralizat de zăpadă. Mai mult decât atât, vă dau un exemplu, îi chemam la Topraisar să îi luăm cu o șenilată, să mergem către Biruința la un punct de transformare sau ce aveau acolo și au spus că nu poate să vină Topraisar, în condițiile în care CNADR-ul deschisese drumul parțial, se putea circula în condiții de iarnă, păi de ce nu puteți să veniți? Păi noi suntem într-un Fiat Panda, dacă mă iertă Dumnezeu. Dacă vii la, ai echipe de intervenție iarna într-un Fiat Panda, nu știu cum poți să intervii. În condițiile în care știm foarte bine cât plătim toți pentru acest serviciu, la această companie, ar trebui să aibă dotările necesare să intervină în orice moment, în orice timp al anului. Indiferent că este caniculă, indiferent că este zăpadă de 2 metri, ar trebui să aibă propriile șenilate. Acest prim test al iernii a mai scos la iveală un aspect tipic pentru România. Exact când situația o impune, cei de care ai nevoie să-ți furnizeze materialele antiderapante nu lucrează. Ați observat cumva la producători, la cei care vă furnizează acest material antiderapant, mă refer atât la sare cât și la nisip, o creștere a prețurilor? Nu, cam pentru că am văzut prin țară că se plângeau unii edili. Da, au fost probleme, noi am încheiat. Mai ales la sare. Am încheiat contractele încă de anul trecut. Am avut procedura de achiziție publică și am stabilit prețul de achiziție, s-a încheiat contractul. Într-adevăr, a fost o problemă la sare. Un al doilea lot de sare l-am avut programat pentru începutul anului 2017. Și discutam cu furnizorul de sare, era o coadă de 70 de tiruri care așteptau să fie încărcate. Nu s-a lucrat în perioada 22-4 și s-a... Da, și a fost... Da, nu înțeleg de ce n-au lucrat, dar nici o salină n-a lucrat. În condițiile în care știi că ai solicitări și știi că ninge iarna. Și în condițiile oricum care oricum avertizări au fost, da, mai nuanțate, dar au fost. Nu au lucrat și au făcut livrări de-abia după data de 4. Veți reuși să faceți față am și în continuare? Odată. Astăzi am alimentat iar cu 30 de tone. Astăzi de dimineață am fost la limită. Noi am avut motorina plătită 30 de tone către Rompetrol încă de miercurea trecută. Numai că joi nu ne-au livrat și de vineri n-au mai putut. Sâmbătă, duminică, luni. Ieri am încercat, am făcut apel și către deputații din Constanța să vorbească pe lângă Ministerul Economiei, să discute cu cei de la Rompetrol, să ne facă livrarea ieri, pentru că astăzi am fost la limită, adică pentru o secție să ai 200 de litri într-un rezervor, e ceva ca și cum, nu știu, la mașina personală ai avea un pahar de benzină, cam asta ar fi proporția. Ieri Rompetrol nu a putut să facă livrări, și acolo a fost o problemă, a motivat că nu este curățată rampa de încărcare auto.
nu știu cine trebuia să o, să o curețe. În fine, bine că am primit astăzi motorina, avem iar stocul de motorină. Printre intervențiile la care au participat echipele reajă de pe Constanța s-a numărat și cea în timpul căreia o mămică a adus pe lume un băiețel. Vă puteți lăuda cu o viață adusă pe lume. Da. A fost chiar foarte drăguț momentul ăla, deși pentru mămică sunt convinsă că n-a fost deloc plăcut. Misiune... Dar... incredibilă. Așa zis, ai misiune imposibilă, dar uite că a fost posibilă. Da, deci Daia s-a desfășurat într-o primă fază undeva la 9 ore a durat prima intervenție, că ea este în două etape. Pe 112 a fost primită o solicitare de a fi luată o gravidă. Șenilata este cantonată în Băneasa. Solicitarea a fost la Dan Clisi. Drumul de la Băneasa la Dan Clisi, într-o zăpadă de 2-3 metri, pe drum, pe câmp, nu contează pe unde, durează, îl faci în 4 ore, 3 ore, 4 ore, au forțat, au ajuns un pic mai repede. Pe drum, în acest timp, au mai primit o solicitare pe 112, o altă gravidă în satul Lespezi, s-a luat decizia să nu se întoarcă cu prima gravidă în Băneasa, să facă un mic ocol și să ia și cealaltă gravidă. Au fost momente în care și cu cei de la ISU decideam ce facem, o ducem mai repede la spital, luăm și cealaltă gravidă, au fost momente în care am avut de ales poate și la ce pacient să mergem, pentru că aveam mai multe solicitări. În fine, a fost luată și cea de-a doua gravidă, iar undeva în dreptul satului, stați că nu mai știu cum... Oricum, pe Dumbrăveni. La Dumbrăveni s-a blocat și nilata în zăpadă. Mămica a intrat în travaliu și nilata este dotată cu un conducător, un mecanic și doi paramedici de la ISU, dar acei paramedici nu au pregătirea unui ginecolog. Nu sunt ca de medicare de specialitate, da. Nașterea s-a făcut în șenilată cu de cei doi paramedici, cu indicații indirect prin telefon de către un medic ginecolog adus la ISU. Șenilata blocată la 6,5-7 km de Băneasa. Era ora 12:30 noaptea, vânt, nisoare. Și am trimis din Băneasa o freză urmată de o volă, urmată de două salvări care să preia proaspăta mămică și cealaltă gravidă. Și au ajuns la 6 dimineața au reușit să recupereze aceste două persoane. Zăpada a fost foarte mare, de 2 metri, 3 metri, ultima 100 de metri până la șenilată au parcurs acea distanță de 100 de metri într-o oră și un sfert. Zăpadă foarte mare, ei vedeau șenilata, cei din șenilată vedeau utilajele și salvările, dar nu se puteau întâlni. Au reușit să preia proaspăta mămică, bebelușul și cealaltă gravidă. Au ajuns de siguranță la Băneasa, numai că în cursul zilei, copilul perfect sănătos, nicio problemă, mama a avut complicații, a avut probleme. La fel, trebuia dusă la un spital, în Băneasa nu putea fi tratată. Cei de la ISU au discutat cu... Acolo ne mai fi în spital, acolo fiind practic un centru de permanență. Centru de permanență. A rămas acolo, da. Pentru Constanța, inițial, n-am luat decizia de a veni la Constanța, pentru că dura foarte mult și nici nu știam cum iese drumul. Drumul, așa zisul drum, prin nămeți, că nu era desfăcut. S-a încercat să lua legătura cu Călărașul, să trecem și în lata cu Bacul peste Dunăre, să o ducem la Călăraș. Numai că la Livnița, în dreptul localității Livnița, zăpada avea 4 metri și într-o pantă foarte abruptă n-am putut să urcăm cu șenilata. Ne-am întors, am întors șenilata și s-a încercat să ajungă până la Constanța. Bine că au ajuns în siguranță, au ajuns până la ambulanțele din Constanța, au putut să vină până la Murfatlar. Noi am venit dinspre Băneasa, am predat mămica și copilul la ambulanță. Sunt bine, sunt sănătoși. Astăzi am fost cu domnul președinte Horia Țuțuianu la spital, i-am văzut. Ah, super. Da, și domnul președinte Horia Țuțuianu chiar i-a propus proaspetei mămici să fie nașic? Amândoi să fim nașii acelui copil. Care ar trebui să fie prioritățile în perioada următoare, astfel încât parte din problemele cu care s-au confruntat acum drumarii să dispară sau să fie diminuate, am aflat chiar de la invitat. În primul rând, primăriile care nu se pot susține, nu își pot asigura activitatea de zăpezire,
să încheie un contract de prestări servicii cu un operator economic. Sunt foarte mulți fermieri acum care au în dotare tractoare de mare capacitate, tractoare foarte puternice, la care se pot atașa lame, sau sunt autobasculante la care se pot atașa lame, astfel încât să fie utilizate pe drumurile din comună, să dea zăpadă la o parte. Nu dorim să facă contract cu regia, nici nu putem să facem contract cu toate comunele din județul Constanța, pentru că nici noi nu avem o capacitate de atât de ridicată de utilaje și noi suntem subdimensionați. Asta ca o primă măsură rapidă, rapidă care ar putea să facă contracte. Pe viitor, ce spuneam în prima parte a emisiunii, primările să se doteze cu cel puțin două utilaje. Sunt și utilaje multifuncționale, unimoguri, care pot fi folosite cu diferite funcții în toate anotimpurile. Dacă vorbim de regie acum, constatăm că și noi suntem subdimensionați. Avem aceste patru freze de mare capacitate, încă două unimoguri cărora le putem atașa câte o freză care, să spunem că fac față la o zăpadă de un metru. Autobasculante cu lamă care nu pot fi folosite în această situație când ai zăpadă mare. Avem vole încărcătoare frontale și noi suntem deficitari la utilaje. Din păcate, problemele financiare din anii trecuți au dus la rezilierea contractelor de leasing și recuperarea de către firma de leasing a utilajelor care au fost la acea regie. Problemă care ne-a mai am discutat. Pierdut acele utilaje. Deci utilajele cu acele, nu mai le puteți recupera. Nu, cu acele utilaje era mult mai ușor să intervenim. Din păcate, asta este situația. Părerea mea că regia ar avea nevoie să fie dotată cu 10 freze de mare capacitate, cel puțin 16 autobasculante cu lamă și cel puțin 10 încărcătoare frontale de mare capacitate, după care venim cu utilaje anexe, conexe în spate. Este și dorința Consiliului Județean, regia este a Consiliului Județean. Asta presupune un efort financiar, în schimb, foarte mare. Un efort financiar sau deja v-ați făcut calculele? Nu este foarte mare în raport cu datoriile pe care le are regia, să nu spun cu găurile pe care le are regia, cu banii care s-au risipit nu știm unde, puteam să avem o dotare de două ori mai mare de ce vă spun eu. A, bun. Este și dorința Consiliului Județean de a avea o regie dotată cu utilaje bune, performante, suficiente pentru toate drumurile din județul Constanța, pentru că și Consiliul Județean are interes ca județul Constanța să funcționeze pe diferite paliere, când vorbim strict de zăpezire. Să înțeleg că în acest context deja aveți în vedere etapizat să faceți aceste achiziții? Da, există etapă. Avem în vedere, am avut discuții cu domnul președinte Horia Țuțuianu, să chiar mi-a solicitat o listă de necesități, de urgențe pentru regie. Avem două modalități. O modalitate, așa cum am luat, cum Consiliul Județean a luat acele șenilate pe un proiect european transfrontalier, nu sunt șenilatele regiei, regiile administrare, sunt șenilatele Consiliului Județean, să ne înțelegem. Deci există varianta unui nou proiect? Există varianta unui nou proiect transfrontalier, național, european, nu știu care să fie sursa de finanțare, prin care Consiliul Județean să cumpere utilaje pe care să le dea în folosință regiei. La rândul ei, la rândul nostru, regia, am discutat cu unul din creditori, o bancă, cu toate că are calitatea de creditor, analizând situația financiară a regiei, este cu anumite condiții, este dispusă chiar să acorde și un credit pentru investiții. Bineînțeles că investițiile le vom face în utilaje. Nu vom face investiții, nu știu, în reparat de clădiri, schimbat de acoperiș, sau știu, termofane și altceva. Și fecele, că asta da. E la modă. Da. Avem mai multe căi, metode prin care să dotăm regia cu utilajele necesare. Să vă decideți care e cea mai eficientă. Ar trebui folosite, dacă mă întrebați pe mine, cea a Consiliului Județean, că nu ne-ar mai costa pe noi la regie mai nimic. Dar trebuie folosite toate căile, toate posibilitățile, astfel încât în viitorul cel mai apropiat Consiliul Județean, prin regia Județeană de Drumuri și Poduri, Consiliul Județean să fie dotat cu utilajele necesare, echipamentele necesare pentru a nu mai trece prin astfel de probleme.
județul Constanța, locuitorii județului Constanța. În paralel cu aceste achiziții, probabil că sunt binevenite, exact ce spuneați noastră, eventual demararea unui program chiar la nivel național, de ce nu? De împăduriri. De împăduriri, da. De creere, de dar cu condiția facerea să acestor bariere. Soluționeze problema cu proprietarii. Cu de proprietarii. Nu este o variantă. Nu, deși se găsesc măsura soluții. Este foarte bună, inclusiv soluții pentru proprietari, pentru că le asigură umiditatea le asigură o producție mai mare, exact. O producție agricolă mult mai mare. Chiar discutam cu unii fermieri care au aceste perdele forestiere, ca zonele care sunt împrejmuite de aceste perdele forestiere generează o producție agricolă cu până la 30% mai mare decât o solă care nu este protejată. Nu mai vorbim de prevenirea deșertificării. Și asta în condițiile în care investiția n-ar fi suportată de ei. Nu este o investiție suportată de ei. A fost un program, din păcate, a fost realizat defectuos și a dus la pierderi foarte mari pentru Consiliul Județean și pentru Regia Județeană de Drumuri. Se pot găsi soluții. Noi avem două pepiniere. În momentul de față, din păcate, programele sunt oprite. Da. Nu putem să mai dăm puieții către primării, persoane juridice, persoane fizice. Se predau acei puieți pe baza unui proces verbal de predare-primire. Iar cel care îl primea trebuia să facă dovada. Și acum ce faceți că cu puieții? I-a plantat. Cresc în pepiniere, i-am anunțat Consiliului Județean, din păcate sunt probleme penale cu aceste programe de împăduriri, că cu mare succes la anul, nu știu, anul ăsta în toamnă sau la anul în primăvară, le voi preda o pădure, nu o pepiniere. Au crescut, sunt puieți la 2 ani deja, un an, 2 ani. Deci ar fi tot mai bine de plantat. 3 ani, unii, da, dacă mai stăm cu ei mult acolo. Da, dacă mai stau mult, nu mai putem le să-i mai luăm. Predăm pădurea. A, bun. Da, soluția ar fi, putem să pot purta discuții cu proprietarii de terenuri agricole la marginea drumului să ne lase, să spunem, să ne permită să împădurim acele fâșii de câte 8 sau 10 metri de la drum. Asta ar reduce simțitor cantitatea de zăpadă care se depune pe care se depune cu puieți, iar după 5 ani, 6 ani, acea lizieră să fie în administrarea proprietarului. Respectând normele în vigoare, să poată să exploateze masa lemnoasă, să taie, să reîntinerească liziera respectivă, să și o administreze. Noi o facem gratuit. Noi, Consiliul Județean. Înțeles. Să o facă gratuit. Trebuie făcute și respectate acele proceduri, acele planuri de măsuri pe care discutam. Care nu există în unele cazuri. La nivelul întregului județ, la nivelul fiecarei unități administrative teritoriale, la nivelul fiecarei instituții. Astfel încât să se evite cazurile în care se acționează poate uneori haotic. În paralel, conducerea REAJ de pe Constanța și-a stabilit prioritățile pentru anul în curs. Propunem un program de lucrări Consiliului Județean. Noi ne-am stabilit o listă de priorități privind drumurile din județul Constanța care necesită o întreținere curentă și o întreținere periodică. Vrem să ne axăm, am propus încă de anul trecut Consiliului Județean să adoptăm o altă tactică, să reducem foarte mult numărul de metri pătrați de plombe, să creștem mai mult numărul de kilometri de covor asfaltic, astfel încât să, la finalul unui an, să putem să predăm Consiliului Județean și cetățenilor județului Constanța un drum, două, trei, patru drumuri județene făcute complet, cap-coadă. Nu pe acele sectoare. Aveam un kilometru de covor asfaltic, 3 kilometri așa și așa, iar o intervenție de aproape un kilometru. Am propus beneficiarului această variantă și să predăm, să spunem, la cheie un drum județean, adică reabilitat cap-coadă, cu marcaje rutiere, cu semne rutiere, cu acostament, cu rigole dacă situația o impune. Adică o lucrare făcută cap-coadă, să nu mai stai că fac asfaltul acum, stai că fac rigole la anul, n-am făcut marcajul că n-am avut, nu știu, mașină sau... Probabil că va fi mult mai ușor așa și bănesc că și cheltuielile sunt mult mai mici. Și cheltuielile sunt mult mai mici, dar și calitatea lucrărilor și calitatea serviciului oferit. Ai predat un drum la cheie. Punem către Consiliul Județean un buget de 50 de milioane
de lei pentru anul 2017. Comparativ cu 2016, în care regia a avut un buget de 40 inițial, redus la 25. Da, nici la jumătate. Atât a avut executat. Așa. Să vedem și beneficiarul ce spune, ce buget poate avea pentru drumuri. Prezentăm o listă cu drumurile unde vrem să facem aceste lucrări pe această variantă. Așteptăm și propuneri din partea Direcției de Specialitate din cadrul Consiliului, din partea consilierilor, din partea domnului președinte. Pe lângă aceste lucrări către Consiliul Județean, ne dorim să avem licitații, să participăm la licitații și să câștigăm licitații cu lucrări de cel puțin 10 milioane de lei la terți. Avem obiectiv îndrăzneț. Realist. Dacă ne uităm în spate și vedem că regia pierdea licitații la diferență de, nu știu, 3 lei, 5 lei pe metru pătrat. Adică cineva din partea cealaltă știa cu ce prețuri vine regia până la urmă. Le lăsăm la o parte. Avem Consiliul Județean are un contract cu Ministerul Dezvoltării, un contract nefinalizat, un rest de executat de 23 de milioane de lei cu care presupune ce, practic? Reabilitarea cu totală a drumului județean care face legătura dintre Comuna Siliștea și Megidia prin Tortomanu, cu o refacere totală și cu fundația acestui drum. Am reușit să recuperăm să răscumpărăm de la firma de leasing un reciclator, o instalație specială care pe drumul județean, un aport de piatră, un aport de ciment, un duroport, acest utilaj vine, toacă asfaltul, ia cea piatră, ia cimentul special care se pune, amestecă cu apă, în spate lasă o fundație ca de beton, de 40 de centimetri, peste această fundație se pun două straturi de asfalt. De covor asfaltic. Este un drum care în mod normal 9 ani, 10 ani n-ai ce să repar la el. Dacă tot discutăm, vorbeam de strategie, drumurile județene au fost proiectate pentru o anumită portanță sau au fost construite odată pentru o anumită portanță. Pe aceste drumuri județene, acum 30 de ani, 40 de ani, treceau căruțe cu cai și poate câte o mașină mai încărcată sau nu, cu cereale undeva la 10 tone, ce era pe vremea respectivă. Gândiți-vă că astăzi trec legea, masa maximă admisă este de 40 de tone. Sunt acei transportatori care vin cu 50-60 de tone pe drumurile județene. Trebuie să ne gândim și aici să avem o strategie de refacere a fundațiilor drumurilor județene. Consiliul Județean are acest contract de 23 de rest de executat de 23 de milioane de lei, pe care regia nu a mai făcut lucrări din cauza dificultăților financiare prin care a trecut. Anul trecut am reușit să ne apucăm și să facem o porțiune de 1 milion de lei. Anul acesta vreau să-l finalizăm, tot acel segment, sector, să-l finalizăm, să încasăm această sumă de la Ministerul Dezvoltării prin Consiliul Județean. Mai avem un contract la 23 august nefinalizat, în localitatea 23 august. Pe lângă toate aceste lucrări, am purtat discuții cu parteneri, firme cu același profil de activitate de construcții drumuri, care lucrează în județul Constanța, dar nu au stații de asfalt, să le vindem asfalt. Am purtat discuții și s-au luat probe de piatra din carierele noastre din sudul județului, de către firme care participă la licitația de furnizare piatră pentru construcția digurilor din partea de sud a județului, lucrare care bănuiesc că va începe la sfârșitul, nu știu, prin toamna anului curent, 2017. Cantitățile de piatră necesare pentru aceste diguri sunt enorme. Depășesc
Asta ar fi într-adevăr un contract foarte serios. Dacă un contract foarte serios, depășesc în momentul de față cantitatea de rocă pe care o poate prelucra regia prin contractele sau concesiunile pe care le are la primările respective. Ne depășește producția noastră. Cu siguranță vom livra și noi piatră către aceste șantiere. Toate aceste lucrări puse cap la cap numai pentru anul 2017, vorbim după care avem un plan și pentru 2018, au ca țintă finală scoaterea regiei din insolvență. Pentru că noul an a adus vești bune și reprezentanților mediului de afaceri, l-am invitat în studioul Litoral TV pe președintele patronatului întreprinderilor mici și mijlocii din Constanța, Iulian Gropoșilă, pentru a afla opinii întreprinzătorilor. Pentru a afla opiniile întreprinzătorilor, precum și planurile acestei organizații, reducerea unor taxe nu a reprezentat o veste pentru mici întreprinzători și concretizarea unor demersuri susținute și de durată ale acestora. Noi n-am primit vestea, noi am fost inițiatorii acestor demersuri și dacă vă amintiți dumneavoastră în cursul anului trecut, unul din demersurile pe care le-am avut, obiectivul pe care l-am avut noi anul trecut a fost să scădem al Consiliului Național, cum spunem de noi, spun de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, să scădem 25% din taxele nefiscale din România. Uitați că la începutul anului, în urma demersului pe care l-am făcut, feedback-ul este pozitiv. De fapt, ca să vedem un tablou mai exact al demersului nostru de lobby, al nostru iarăși, spun al Consiliului Național al IMM-urilor, au fost două demersuri de lobby importante pe care le-am avut ca și obiective și care s-au finalizat în termenii în care ni-am dorit noi. 1. Scăderea a 25% din taxele nefiscale, pentru că vreau să vă reamintesc că parafiscalitatea în România era extrem, extrem de grea și firmele de la debutul crizei încoace invocă faptul că datorită scăderii consumului, datorită scăderii puterii de cumpărare, datorită, avem o sumedenie de motive prin care piața a scăzut, în aceste condiții să institui alte taxe și impozite asupra lor nu era decât o formă de supraimpozitare care nu făcea altceva decât să scoată firmele din mediul de afaceri. Bun. Și atunci noi am solicitat, este firesc, noi suntem cei care aducem plus valoare la bugetele locale și bugetul central, am solicitat în nenumărate rânduri să avem o fiscalitate mai mică. Deci demersul nostru întotdeauna a fost să scădem fiscalitatea și nu pentru a nu fi contributor la bugetul de stat, nu pentru a nu veni în susținerea și consolidarea bugetului, pentru că de fapt noi IMM-urile aducem până la 70% din contribuția bugetului consolidat al statului și în aceiași termeni contribuim și la bugetele locale. Dar marea problemă pe care au avut-o întreprinzătorii în această perioadă și mă refer începând cu 2009 de la debutul crizei economice a fost această lipsă de predictibilitate și de viziune pe termen mediu lung a guvernaților în legătură cu relația între mediul de afaceri și stat. În aceste condiții revenim, noi ne-am stabilit două obiective. 1. Scăderea fiscalității pe zona parafiscală. 2. Vă reamintesc că în luna septembrie anul trecut, noi am făcut un program de guvernare al mediului de afaceri pentru perioada 2016-2020. Acea carte albă. Acea carte albă în care noi ne-am stabilit niște obiective extrem de concrete, pentru că vreau să vă spun așa. Noi, cei din mediul de afaceri, de multe ori am fost puși în situația în care nu aveam posibilitate să previzionăm afacerile noastre pe termen nu mediu lung, pe termen scurt. Adică știți foarte bine că am avut situații în care codul fiscal îl modificam de 2-3 ori în cursul anului.
În aceste condiții era foarte, foarte greu să supraviețuiești. Și atunci ne-am stabilit niște obiective extrem de concrete și am încercat să, din postura noastră de, să spun așa, de reprezentanții mediului de afaceri, am încercat să sintetizăm cele mai importante obiective care ar aduce un efect benefic asupra mediului de afaceri. Și atunci au fost cele două, așa cum spuneam. În primul rând, 25% din parafiscalitate, care a fost finalizat prin această lege, iar programul de guvernare 2016-2020, care, vreau să vă spun că a fost, în mare măsură, a fost sursă de inspirație pentru platformele electorale ale partidelor. Trecerea la un impozit de 5% pentru dividende și eliminarea CSS-ului din dividend, începând cu 1 ianuarie 2017, sunt alte măsuri ce ajută mediul de afaceri. În primul rând vreau să vă spun despre CSS. Pentru că la o întâlnire pe care am avut-o în cursul anului trecut, pe la începutul anului trecut, cu niște reprezentanți ai unui partid de dreapta din România, un lider marcant al acelui partid de dreapta din România, era oripilat de faptul că impozitul pe dividende va scădea de la 16% la 5% și chiar era împotriva acestui demers. Am încercat să explic raționamentul. De fapt, atunci când firma face profit în România, lucrurile au stat în felul următor. Aveam la un moment dat 16% impozit pe profit plus 16% impozit pe dividende. Deci eu la 100 de lei valoare absolută profit luam acasă 68 de lei, pentru că 32 de lei mi-i lua statul român. În condițiile în care imediat în Bulgaria, lângă noi, impozitul pe profit era 10%, iar impozitul pe dividende era 5%. Deci, în realitate, dacă vroiai să-ți externalizezi profiturile, puteai foarte bine, printr-o firmă subsidiară, să-ți faci, și așa au făcut, să știți, toți mali competitori, jucători mari din România, și-au externalizat profiturile și nu mai plăteau impozit în România, plăteau impozite în țările emergente, limitrofe României. Noi am încercat să explic de nenumărate rânduri, ori acest raționament economic simplu, banal, capitalurile se duc acolo unde se simt în siguranță și își găsește și formule mari jucători de fiecare dată, să știți, nu mici jucători, că întreprinzătorii mici, ei n-au posibilitate să lucreze cu firme de contabilitate ca să angajeze resurse, să-și găsească subsidiare în zona. Nu, mari jucători, care în loc să descarce profiturile în România, descărcau profiturile în altă parte. În aceste condiții nu câștiga nimeni. Reducerea unor taxe parafiscale a venit concomitent cu majorarea salariului minim pe economie, o măsură ce obligă angajatorii la noi cheltuieli în plus. Pentru noi, dacă mă întrebați pe mine personal, nu este bine. Nu este bine atâta timp cât salariul minim este introdus printr-o măsură administrativă, nu este bine. Pe de altă parte, dacă mă întrebați tot pe mine, vă spun că este bine. De ce? Disparitățile economice care există la ora actuală între România și vestul Europei este fulminant. De-aia avem o migrație masivă de cetățeni și de... Eu am întrebat de acum care este efectul, gândindu-mă strict la aspectul financiar. Pentru că asta presupune creștere de cheltuieli pentru orice întreprinzător. Categoric. Deci întreprinzătorii nu văd cu ochi buni creșterea. De ce? Creșterea salariului de manieră administrativă înseamnă creșterea costurilor. Punct. Și atunci când ai o companie... Întreprinzătorii vizând sau preferând, să spunem mai corect, o creștere a salariilor în funcție de care ar fi parametrii sau criteriile? Cum văd ei lucrurile? În societățile normale și așezate,
cum vom ajunge și noi peste ceva vreme. Sper să relația, relația este extrem de clară. Angajat, angajator. Punct. Statul nu are ce căuta în această relație. Într-o societate bazată pe economie de piață, relația dintre angajat și angajator este o relație directă care nu poate fi disturbată de absolut nimeni. La noi, că, probabil, în statele acestea și relația aceasta este una normală. Asta vă spun. La noi e o problemă, relația angajat-angajator. Și nici asta nu este, nici asta nu este de acuzat, să știți. Avem numai noi avem o democrație tânără. La scara istoriei, 26 de ani reprezintă nimic. Pentru noi, nouă ni se pare că 26 de ani care au trecut de la Revoluție foarte mult, foarte mult. Nu, să știți că la scara istoriei, gândiți-vă, americanii au democrație da, consolidată de 200 și ceva de ani. Iar ceea una, ce ați spus ar, într-un fel funcționează democrația consolidată și economia de piață, într-un fel funcționează democrația la noi în condițiile în care acum învățăm regulile elementare. Corect, sunteți în mediu de afaceri de ani buni și știți foarte bine. Eu sunt de 26 de ani. Tocmai. Deci, post-revoluție, asta v-a fost zi de zi preocuparea și ați urmărit evoluția. Știți foarte bine care este relația angajat-angajator. Eu nu cred că în România zilelor noastre, din păcate, deci nici după 27 de ani de la Revoluție, da, nu se poate vorbi, că spuneați că nu e corect ca statul să intervină în această corect. Relație angajată. Așa okay. este. E corect ceea ce spuneți dumneavoastră, dar pe de altă parte, nici angajatorul nu are o relație corectă cu angajatul. Și atunci eu vreau să vă reamintesc. Să se schimbe, eu vreau să vă reamintesc prima emisiune pe care am făcut-o, a fost o discuție extrem de abruptă în legătură cu exact, relația dintre aceasta, angajat da, și angajator. Că, iată, eu și sunt de acord. Că emisiunea a fost acum aproape 5 ani, da? Așa și este. Nimic nu se schimbă. Ba, se e o problemă aici. Nu, lucrurile se schimbă, să știți. Aparent nu se schimbă. Să știți că, așa cum v-am spus și atunci, marea majoritate a angajatorilor sunt ok. Excepțiile sunt cei care fac... Dar aia nu sunt angajatori, aia sunt evazioniști. Eu vă spun de fiecare dată, în România avem politicieni și politruci. Politicieni sunt cei care se ocupă de interesele, tranzacționează interese comunitare. Politruci sunt cei care tranzacționează interesele lui și ale grupului de interese. În România sunt angajatori și evazioniști. Angajatori sunt cei care respectă angajaților, care au considerație, care le plătesc toate taxele și impozitele, care le plătesc CASE, le plătesc pensie, pensie suplimentare și toate cele. Și oamenii aia când ies la pensie au toate drepturile plătite sau se pot duce să beneficieze de serviciile sociale și tot ce au nevoie. Mai sunt și evazioniști care își bat joc de oameni, care nu plătesc oamenii, care îi țin pe un salariu minim și nu le plătesc taxe și impozite și oamenii ăia, în momentul în care pleacă de acolo constată că au 2, 3, 5, 7 ani cât au lucrat la acest evazionist și au descoperit în cartea de muncă. Deci haideți să discutăm despre unii și despre alții. Marea majoritate să știți că sunt corecți. Să știți că aceia nu iau în considerație un lucru. Că atunci când nu-ți motivezi suficient de bine angajatul, acea afacere nu este sustenabilă. Ea nu este o afacere pe termen lung. De ce? Pentru că cea mai importantă resursă din cadrul unei firme, din cadrul unei companii, este resursa umană. Dacă vrei să faci un business și să vezi pe termen lung, atunci trebuie să ai oameni de calitate pe care să-i motivezi. Promovarea la conducerea Ministerului Mediului, de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului a lui Florin Jianu este văzută cu ochi buni de reprezentanții mediului de afaceri constanțean. Ce este bine că avem un om ca Florin Jianu în guvern? Din mai multe puncte de vedere. Îl cunosc personal din perspectiva faptului că Am lucrat împreună, l-am crescut și l-am lăsat în PTIR, iar după aceea a devenit colegul meu. Mai mult, anul trecut a devenit președintele Consiliului Național. Deci Florin Jianu este un om care, în primul rând, cunoaște foarte bine realitatea nevoilor mediului de afaceri. Este un lobbyist care s-a implicat din 2008, de când a devenit președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, la modul activ, pentru reprezentarea intereselor IMM-urilor și care, mai mult decât atât, a venit de fiecare dată cu o abordare extrem de pertinentă și de constructivă
în legătură cu modul în care să se realizeze această interfață, această formulă de interfață dintre noi, cei din zona neguvernamentală și factorii guvernamentali, practic, factorii decidenți. Tocmai din această perspectivă, Florin Gianu a fost în guvernul Ponta primul ministru tehnocrat și acum în acest guvern Grindeanu este tot tehnocrat. Mai mult decât atât, în mandatul pe care l-a avut în ministeriatul în guvernul Ponta, a făcut niște lucruri extraordinar de bune și pentru turism și pentru IMM-uri. Deci este un om care a demonstrat că face treabă, este un om care are abilități și a demonstrat că știe să miște structura guvernamentală în care este de așa manieră încât să vină cu rezultate concrete. Pentru că acum are vreau să vă spun abilitatea necesară astfel încât ceea ce consideră dumnealui corect și bun pentru mediul de afaceri să plieze în așa fel încât să nu se abată de la programul de guvernare al PSD-ului, pentru că ăsta este un aspect foarte important. Acum să nu uităm vedea că vorbim de un guvern politic care are ca prioritate să-și pună în practică propriul program. Sigur că da. Atâta și timp atunci cât va trebui să plieze. Atâta timp cât va reprezenta interesele întreprinzătorilor, cu siguranță va fi un ministru bun. La prima oară când a fost ministru, să știți că feedback-ul pe care l-a avut atunci când a ieșit din funcția de ministru a fost foarte bun. A fost primul ministru pe care noi întreprinzătorii l-am avut într-un guvern al României care a făcut ceva concret. Este bine că vine din rândurile noastre pentru că el cunoaște foarte bine problematica noastră. Sunt convins că ministrul Gianu nu va putea niciodată să ia o măsură cu impact asupra mediului de afaceri care să fie în contradicție cu doleanțele noastre. Eliminarea formularului 088 este o primă măsură solicitată de mediul de afaceri și anunțată de ministrul Florin Gianu. Formularul 088 a fost o tragedie pentru mediul de afaceri. Este foarte adevărat este că acest formular de care 080... ne povesteați în ultima emisiune, la ultima emisiune. Schimbat, exact. Era toată lumea deci nebunită. La un moment dat trebuia să facem studii doctorale pentru a completa un document de genul ăla. A fost o nenorocire pentru mediul de afaceri, a fost o birocrație excesivă pe care noi am invocat-o de fiecare dată și care, din păcate, a fost păstrată acolo din considerente de, nu știu, să faci o evidență. N-ați găsit o explicație logică? Nu există o explicație logică. Nu există decât o excesivă birocratizare și numai niște funcționărași limitați din birouri putea să nască un document atât de complex pe care să-l completeze întreprinzătorii și atenție, în momentul în care nu era completat acel document, îți pierdeai statutul de plătitor care avea posibilitate să deducă TVA-ul. Deci miza era foarte mare. Pe final de emisiune am încercat să aflăm care sunt prioritățile patronatului întreprinderilor mici și mijlocii Constanța pentru anul în curs. Anul ăsta, în schimb, să știți că ne-am stabilit niște obiective extrem de concrete. Anul ăsta avem legea parteneriatului public-privat. Așa. Avem ca și obiectiv principal să facem cel puțin un proiect cu Primăria Constanța și cel puțin să deschidem un proiect cu Consiliul Județean Constanța. Noi o să mergem, o să proiectele înainte... Proiectele acestea vizând practic ce? În linii mari? Care sunt obiectivele acestor proiecte? Deci, avem la nivelul Primăriei Constanța, avem parteneriat public-privat. Avem legea parteneriatului public-privat. Da. Există disponibilitate din partea administrației locale, așa cum vă spuneam, de 15 ani cu ușile închise, acum există un buget prin care administrația publică procedează la apropierea organizațiilor neguvernamentale de, prin stimularea acestora, prin proiecte în interes comunitar. Bun. Noi ne-am propus
anul ăsta să facem cel puțin un proiect cu impact asupra mediului antreprenorial din Constanța, care să fie cofinanțat de administrația publică locală. Cum vom proceda noi? Noi nu ne vom duce să facem un proiect special pentru că resursele sunt limitate acolo. Noi vom merge și vom face un proiect prin care vom viza atragerea de fonduri europene, iar cofinanțarea nu o să o mai facem noi, atâta timp cât impactul proiectului este la nivelul municipiului Constanța sau la nivelul Consiliului Județean Constanța, cofinanțarea să o facă primăria sau să o facă Consiliul Județean. Ne-am propus să facem și vă și spun, ca să îl anunțăm pe domnul, pe această cale, pe domnul Horia Țuțuianu, la ce să se aștepte. Pe noi ne interesează foarte mult demararea discuțiilor, măcar demararea discuțiilor în legătură cu parcul industrial, care este fundamental pentru dezvoltarea județului Constanța, da? Iar la nivelul primăriei Constanța ne interesează să realizăm un incubator de business. Constanța are un potențial extraordinar, Constanța are resurse antreprenoriale extraordinare, dar care trebuie valorificate. Constanța are nevoie, merită un incubator de afaceri și noi, în calitatea noastră de structură de sprijin a afacerilor, avem identificate și linia de finanțare prin care putem să atragem aceste resurse. Deci, 1. Incubatorul de afaceri, obiectiv fundamental pentru noi, și asta înseamnă parteneriat public-privat cu administrația publică locală. Parcul industrial, care este un proiect mult mai complex, măcar să începem discuțiile și să ne configurăm planul de afacere pentru acest plan de, pentru acest parc industrial, pentru că, așa cum vă spuneam, este unul din platformele. E un proiect de durată, dar este una din platformele absolut necesare pentru Constanța, pentru dezvoltarea economică a județului Constanța. Așa cum am procedat și anul trecut, ne propunem și în 2017 ca ediția de joi a emisiunii Radiografia Zilei să o dedicăm în funcție de disponibilitate parlamentarilor constanțeni. Astfel, săptămâna aceasta a venit în studioul Litoral TV deputatul PSD George Gabriel Vișan. Aflat la prima sa experiență parlamentară, acesta a mai avut în anul 2008 o șansă de a activa în Parlamentul României, însă din cauza legislației de la acea vreme a ratat mandatul. Nu este pentru prima oară când ați aspirat la un mandat de parlamentar, prima noastră experiență fiind în 2008, atunci aveam de-a face cu alegeri uninominale. De prima dată alegerii pe exact. Colegii uninominale. Exact, și ați candidat pe colegiul uninominal 4. Din păcate l-ați, nu l-ați ratat. L-am câștigat, am câștigat alegerile pe colegiu cu un procent înaintea contracandidatului de la Partidul Democrat, da, PDL, domnul Constantin Chirilă, da. Exact, dar pentru că legea oferea doar celui care câștiga cu 50% posibilitatea să meargă direct în Parlament, la redistribuire a mers contracandidatul care se clasase pe locul. A fost, deci, a fost exact aceeași situație cu domnul Brăiloiu, că și dânsul a pățit la fel la Senat. El a câștigat, o situație similă. Exact, dar de fapt n-a obținut mandatul. Și a mers de la PNL, da. A fost minunat. PNL-ului, senatorul Puiu Hașot. Domnul Hașot, atunci, da. Exact. Deci ați avut... Nimic nu e perfect. Nici măcar legea actuală dă posibilitatea ca unui partid care a câștigat 351 de voturi în județul Constanța să-și trimită un reprezentant în Parlamentul României. Vezi cazul UDMR-ului. Deși a dorit să activeze în cadrul Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputaților, Vișan va lucra, cel puțin pentru o perioadă, în Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare. V-ați fi dorit foarte mult să activați în Comisia pentru Transporturi? Pentru că acumulasem în ultimii 4 ani mai multă experiență în zona asta. Economic am la bază, ca și formare eu, și cunoștințele cele mai multe sunt dobândite în zona economică. Experiența ultimilor ani, repet, o am în zona de transporturi, de parte de logistică, de infrastructură. M-am confruntat și de o parte și de cealaltă a acestei activități de administrație portoară și operare portoară și cred eu că mi-am făcut o imagine completă asupra în ce înseamnă
necesitățile unei funcționări fluide a logisticii în Constanța. Cum se face această repartizare pe comisiile de specialitate din Senat, respectiv Camera Deputaților, având în vedere că toți liderii politici au spus că vor și vor susține profesionalizarea comisiilor de specialitate, tocmai pentru a avea niște proiecte legislative coerente, corecte, foarte bine bazate pe ceea ce înseamnă, ce este în realitate. Cred că în analiza pe care colegii mei de la București au făcut atunci când m-au repartizat în această deci înțelegem comisie, în primul și în primul rând aceste repartizări se fac în cadrul grupurilor politice de cadrul partid. Grupului, exact. Bun, deci politic. La NASA s-a făcut în grupul parlamentar PSD. Exact. Bun. A primat experiența mea și poziția mea de coordonator al Departamentului Economic. Probabil că în sesiunile viitoare vom avea niște discuții mai aplicate și mă voi implica și în comisia de Da, există posibilitatea să activați și în două comisii, chiar și mai multe, sau să schimbați. Dacă discutăm de comisii permanente, doar într-una poți da. Să activezi. Mai sunt niște comisii în care genul comisiei drepturi și libertăți. Comisia de comunicații și IT și cred că mai e încă o singură comisie Românii de Pretutindeni unde poți să activezi și în această comisie. Da, pentru comisie că acolo și comisie. Practic sunt comisii care nu au activitate atât de intensă și nu necesită tocmai, o aplicare tocmai, mult tocmai. Mai... Pot să fie angrenat în cele sunt două. Sunt convinsă că mișcări și permutări se vor mai face în comisiile acestea de specialitate. Cu siguranță. Însă... Mai ales că a fost la început, când s-a format Parlamentul, au fost colegi care erau într-o oarecare incompatibilitate și atunci au optat pentru una dintre funcțiile pe care ele o ocupau înainte să candideze. Viceprimarul de la Tulcea a optat pentru poziția de viceprimar și mai sunt alți colegi care erau consilieri sau alte poziții din acestea alese și au optat pentru funcțiile care le-au deținut înainte și au renunțat la mandatul de parlamentar. Deci, și acum se vor efectua colegi. Niște mișcări în comisii. Prima activitate prestată ca deputat a constat în audierea contra cronometru a 5 miniștri din cabinetul Grindeanu. Cum s-au descurcat miniștrii, am aflat de la invitatul nostru. A fost o premieră pentru noi toți, post-decembristă. Da. Această audiere la foc automat a miniștrilor. Mă uitam că, spre exemplu, domnul Dobre, audierea dumneavoastră, a durat mai puțin de 20 de minute, conform celor de la Digi24. A durat în jur de 30 de minute. Oricum fiecare avea 30 de minute alocat. Corect. Singurii care au fost mai mult audiați au fost... În două părți. Prezentarea adică 15 minute de prezentare. Poziția. Și 15 minute întrebări, să zic. Cam pe acolo. 15-20 de minute au fost prezentarea programului ministerului, ministrului și sesiunea de întrebări și răspunsuri. Problema e că în 10 minute nu știu câte întrebări poți să pui și mai ales să primești întrebări, răspunsuri pe măsură. Au fost suficiente. Cred că Mircea a avut mai bine de 7-8 întrebări, la care și răspuns. Și cu toate acestea mă uitam că cele mai multe voturi pentru din cei miniștri pe care i-am menționat și au fost audiați în comisia din care ați făcut și dumneavoastră parte, cele mai multe voturi le-a obținut domnul Jianu. 42, 8 împotrivă, da, și 8 împotrivă și domnul Dobre a obținut 38, 8 împotrivă și 2 abțineri. Ce v-a atras atenția în mod deosebit la cei pe care i-ați audiat? E o situație un pic atipică, pentru că, na, sunt colegii dumneavoastră de partid și, având în vedere că aveți majoritatea, era clar că vor primi cu toții aviz favorabil. Plus că avizul acesta este pur consultativ. Nu era decisiv în soarta lor. Păi începem cu Mircea. Mircea a avut o prestație foarte bună. Era și de așteptat pentru că el lucrase personal la programul pe turism. A răspuns la obiect. A avut întrebări și din partea celor de la opoziție? Cele mai multe întrebări au fost de la opoziție.
Pentru că majoritatea celor din opoziție s-au plâns că ei n-au apucat să pună întrebări. La modul general, nu în comisia dumneavoastră. Vorbesc per total în ce privește audierile miniștrilor. Nu cred că a avut două întrebări de la colegii noștri din PSD. Inclusiv colegul nostru de la UDMR, de la UDMR Constanța, Ișman, i-a pus o întrebare legată de zona litoralului de sud, unde avem deja centre balneo de tratament balneo, eu știu, destul de bine modernizate și sunt și la Efuria, sunt și la Mangalia, și, și cu activitate în extrasezon. Aici era discuția, aici privea întrebarea. Apoi ministrul Jianu, care la fel un profesionist bine pregătit. Ceilalți, în schimb, sunt nume mai puțin cunoscute, excepție făcând domnul cu care au fost niște mici sincope, au fost și-au confundat între ei miniștrii portofoliile de companii pe care le aveau în subordine. Ministru Petrescu povestea despre companii care erau companii care erau Ministerul Energiei. Exact. Dar cred că din cauza emoțiilor, probabil... Pe ansamblu, lucrurile... Au apărut aceste mici confuzii, da? Pe mine mă interesează la aceste audieri, practic, miniștrii propuși s-au axat și v-au informat, practic, ceea ce putea citi oricare dintre noi în programul de guvernare al Partidului Social Democrat, sau au venit cu alte prezentări și cu idei proprii, cu idei personale? Unii dintre ei au citit din cadrul programului. Mircea, știind programul, el a făcut o prezentare succintă. Pentru că eu recunosc, înțeleg, e un guvern politic, e un program politic care trebuie pus în practică. A obținut cel mai mare număr de voturi. Dar, în același timp, ca ministru, zic eu, trebuie să ai și o opinie proprie, să ai și o viziune a ta, care, clar, o pliezi pe programul politic al formațiunii care e la guvernare. Pe structura generală. Exact. Evident. Exact. Evident. Și atunci mi se părea mult mai interesant... Este o structură de bază pe care tu vii și așezi, pentru că contextul se poate schimba în decursul a 4 ani, exact. În decursul a 1 an. Exact. Da? Și atunci... Adică trebuie să vii și cu idei, nu doar să-ți vină mondial cu... se schimbă, atunci vii și îl adaptezi. Da. Păstrând o structură de bază. Pentru că altfel cred că se creează în mentalul cetățenilor senzația că acolo avem doar niște marionete, da, care pun în practică ceea ce deja e stabilit la partid. E complicat să fie o marionetă și să găsești un supraom care să coordoneze 26 de ministere. Două parcă sunt miniștri delegați, adevărat. Exact. Și atunci nu poți. Fiecare o să-și pună amprenta pe domeniul lui de activitate. Nu are cum să fie un supraom care să coordoneze și să fie în zeci de puncte prezent și să ia decizii. Sunt miniștri care vor lua deciziile și le vor asuma în mod cert. Ulterior, fiecare comisie de specialitate pare că va monitoriza activitatea miniștrilor de resort, iar multe din privatizările anunțate anul trecut s-ar putea să nu se mai realizeze. Dumneavoastră, membrii comisiilor de specialitate, veți monitoriza, să zic așa, activitatea miniștrilor pe care... Noi, la Comisia Economică, în principal, activitatea din Ministerul Economiei. Deci, practic, vă veți uita la toate companiile... Partea de Ministerul Energie interferează cu... Este subordonat Comisiei Industriei și Serviciilor. IMM-urile, iară, sunt în zona noastră, pentru că la Comisia Economică sunt și... Și tot ce va însemna reformă și privatizare. Corect. Companiile foarte naționale important. De stat, tot patrimoniul de stat... Foarte important și spun asta pentru că știți foarte bine că discutam și în campania electorală. Deja o serie de companii naționale apăreau că ar urma să se privatizeze sau cotă parte din acțiuni să fie scoase pe bursă, printre care inclusiv portul, știți că discutam. Exact. Era un memorandum semnat cu Fondul Monetar. Exact. Acestea vor rămâne în vigoare, vor merge mai departe? Nu, se vor privatiza în mod cert pentru că reluăm puțin din temele care le-am discutat și în campanie de acel fond suveran de dezvoltare și investiții, care va cumula toate aceste companii
le va pune la treabă și profitul obținut se va reinvesti în diverse alte centre de colectare pentru legume, centre de prelucrare pentru produsele din agricultură și tot felul de investiții. Ideea aceasta, fondul de investiții, românești. Fondul acesta național de investiții, pare a fi fondul suveran. E un model polonez pe care noi vrem să-l adaptăm. Da, pare a fi soluția salvatoare pentru multe din măsurile pe care Partidul Social Democrat a început deja să le aplice, de fapt să le hotărească, să le decidă și urmează să fie aplicate și o să vorbim un pic și despre asta. Hai, vă rog. Și totuși, pentru multe din măsuri, mă uitam și în program, este indicat acest fond. Și eu vin și vă întreb cam în cât timp acest fond ar putea să devină funcțional, deși e improprie exprimarea. Pentru că e o chestie de timp. E normal, pentru că el trebuie să înceapă să funcționeze și să înceapă să producă. Exact. Din estimări, știu că un an și jumătate de când se înființează până va începe să funcționeze producă, efectiv, da? Să se vadă primele efecte. Ăsta era deci orizontul de timp. Termenul. Da. Am înțeles. Până atunci va trebui să... un orizont de timp realistic. Pe 5 ianuarie, membrii Comisiei de Specialitate, din care face parte și invitatul emisiunii, s-au reunit pentru studierea unor proiecte legislative, prilej perfect pentru a vedea cum se descurcă noii parlamentari. Antreprenoriatul social și crowdingul. Proiecte. Prima lege a fost inițiată în 2004. Are ceva vechime. 2014. Deja 2014. Mă speriasem. Nu, 2014. Nu, 2014 și legea legată de reglementarea crowdingului din 2016. Au venit oamenii la lucru? Ați avut vorum? Au fost... Da, de fiecare dată am avut vorum. Aplicați lumea, în sensul de interesați? Probabil a fost efervescența aceea de început. Chiar au fost colegii prezenți. Și discuțiile, relațiile cu cei din opoziție, spre exemplu? Pe unii trădează lipsa asta de experiență în zona administrativă. Procedurile acestea prin care o lege parcurge niște etape până devine lege, proiectul de lege până devine lege, probabil eu am avut avantajul experienței celor două mandate și un picuț de consilier local și exact știam care sunt procedurile. Bine, dar aveți noi, un regulament. Ar și putea oricine să-l citească. Îl poate consulta oricine, îl găsește tocmai pe pagina site-ului deci camerei. Deci asta nu cred că e o scuză. Eu înainte să ajung în cameră, în perioada de campanie, am avut curiozitatea și am citit cele 16 pagini, cred că, de regulament. Am văzut care sunt condițiile ca să poți să inițiezi o lege, să o discuți în comisie, să o susții. A fost mai riguros, v-ați făcut temele, dar se pare din ce înțeleg normal, eu dacă tot plec pe că un sunt drum, oameni care nu și și-au făcut temele. Pașii, etapele pe care le parcurg și cu ce se mănâncă poziția asta de... Bun, domnul Vișandă, dacă dumneavoastră ați fost conștiincioși și v-ați făcut temele, eu vin și vă întreb cum veți... Mi se pare normal. Da, și mie mi se pare normal. Să fii bine informat și să știi despre ce dar este dar din ce ne-ați spus, trag concluzia că sunt unii care nu au avut nici măcar simpla curiozitate să citească. Sunt unii fără a fi răutăcios de la USR, care se trezesc în comisii și după ce sunt epuizate niște etape de analiză, dezbatere a legii, de amendare, în vot final al amendamentelor și a textului legii, să facem dezbatere și analiză iarăși pe lege. După ce, repet, epuizasem aceste etape și a avut momentul și posibilitatea de a face analiză. Și oameni care aveam pretenții. Pentru că ies pe la televizor, la televiziunile naționale și sunt lideri de opinie. A, deci deja ați avut parte de primele dezamăgiri. Da, și ne uitam toți din comisie, nu înțelegeam ce vrea să exprime colega. Am înțeles. Drăguț, dar domnul președinte al comisiei, domnul Viorel Ștefan, s-a prins într-un final ce vrea doamna să zică. I-a explicat de
etapele acelea în care noi aveam posibilitatea să facem dezbaterea și că suntem la votul final și acum doar votăm, nu mai dezbatem, pentru că am ars acele etape. Dacă acomodarea cu Palatul Parlamentului și cu Bucureștiul s-au epuizat, acum profitând de vacanță, fiecare parlamentar se organizează în circumscripție. În principal, cabinetul meu și al colegilor mei parlamentari va fi localizat în zona Trocadero. Unde este și sediul organizației județene PSD. Unde a fost cabinetul parlamentar al lui Florin Gheorghe, în spațiul acela. Uh-huh. Acolo vor găsi de luni până sâmbătă colegele mele care se vor ocupa de partea de consiliere. Sunt consilierii noștri care vor stabili contactele cu cetățenii, vor planifica pentru ziua de vineri întâlnirile și partea de audiență cu fiecare în parte. Deci, practic, vineri va fi zi de audiență? Sigur că da. Pentru că de luni până joi suntem la București, în principal, și vinerea o dedicăm. Iar în ceea ce privește audiențele, și, le veți face... Și inclusiv sâmbătă până la prânz. Le veți face prin rotație sau fiecare parlamentar o anumit interval de timp în care... Fiecare, nu, vom fi prezenți toți acolo. Dacă unul dintre noi stabilește că își face program pe județ, probabil că atunci vom rămâne mai puțin în cabinet. Că va trebui să facem cumva ca un fel de caravană să mergem prin județ. A, deci v-ați propus inclusiv asta. Bineînțeles. Ce înseamnă a merge prin județ, domnul Vișan? Înseamnă a merge în contact, la primării? Cu primarii, pentru că ei sunt reprezentanții oarecum ai comunității de acolo, unde avem primari PSD, direct cu ei, unde avem alți primari, fără niciun fel de problemă, colaborăm cu toții, pentru că sunt cetățenii toți ai județului Constanța și nu avem niciun fel de preferință. La Constanța, ne-ați spus unde va fi cabinetul parlamentar, echipa de care va lucra pentru dumneavoastră, v-ați format-o, v-ați decis-o? Mihaela Herda va fi consilierul de aici, local, care va răspunde de... Deci, practic, ea va prelua toate problemele eventuale. Planificarea audiențelor, problemele cu care vin cetățenii. Așa. Îi va suna să îi programeze, să îi informeze că ne vedem în ce stadiu sunt problemele lor. Am înțeles. Un singur om la cabinetul parlamentar? Este suficient pentru aici, unul la București și probabil că voi mai discuta pentru teritoriu. Aveți intenționat să mai aveți un cabinet undeva în județ? Sau neapărat, doar un om care să culeagă problemele sediu, din... un om care să se miște. Încă un consilier, doi, ca să facă această muncă. În ceea ce privește, iată, că tot a venit vorba de proiectul de buget, care, clar, va ajunge în Parlament. Va intra în dezbatere, sigur. Va dezbatere. Mai exact. La nivelul organizației județene PSD Constanța s-a luat cumva o decizie în sensul ca parlamentarii de Constanța PSD, că sunt deputați, că sunt senatori, la un loc, să vină cu anumite amendamente pe acest buget, să aibă anumite solicitări? Încă nu. Deci încă nu ați discutat acest aspect. Cu siguranță vom avea această discuție în preajma intrării în dezbaterea bugetului. Ce așteptări are invitatul nostru și de la ceilalți parlamentari de Constanța pe perioada acestei legislaturi, am aflat în cadrul emisiunii. Cum a fost în Parlament, v-ați întâlnit și cu colegii din opoziție de Constanța? Care este, cum vedeți relația cu parlamentarii? Ion, în Parlament ne salutăm, ne respectăm. Vedeți posibilă o colaborare pentru circumscripția Constanța? Pentru că eu recunosc ca alegător, așa sigur, mi se pare normal. Sunt un tip deschis și cred că interesul constanțenilor trebuie să primeze în pofida unor orgolii politice. Cred că e mai importantă politica județului nostru și așa trebuie să o înțelegem cu toții. Că în plen sunt anumite discuții politice, ca așa vor uni lideri, dar cred că noi trebuie să lucrăm împreună și în comisii exact, și să ne susținem la mă refer, anumite în comisii proiecte, și pe proiecte, dacă vedeți o colaborare și cu parlamentarii opoziției. Nu am pretenția că eu sunt cel care deține adevărul și sunt cel mai deștept. Achiesez la orice idee care vine și îmbunătățește traiul și
situația economică a județului Constanța. Deci, practic, din asta ne dați de înțeles că există posibilitatea să vedem în această legislatură proiecte de lege inițiate, spre exemplu, dumneavoastră, dar să poartă și semnătura altor parlamentari de Constanța, de la PNL, de la USR, PMP, ce va da și mai mare greutate. Și invers. Sigur că da. Asta e un semn. Atâta timp cât este interesul Constanței în acea inițiativă legislativă, fără problemă, mă voi strădui să-i conving și pe ceilalți colegi din grupul parlamentar PSD să susțină acest proiect. Prima retrospectivă a radiografiei zilei din anul 2017 se încheie aici. Ne revedem săptămâna viitoare, de luni până joi, cu începere de la ora 20:30, cu alți invitați și subiecte, sperăm de interes pentru fiecare dintre telespectatorii Litoral TV.